stieli. Eu ne-am pricepit câte stiele. 1000 de stiele. Mirela, e știi de stiele, doamnă, dați aia. Căpățăneni, eram, a fost în Căpățăneni. Am ieșit din Căpățăneni și intrăm în... Pădure. În pădure. Ești în pădure, corect. Măi, Valentin. Cum ți sunt? Stai obosit un pic? Azi nu. Ia uitați ce frumos. Crăița. Ascensiunea Crăița. Aici. Dar sunt multe, doamne, tare multe. Aici oameni. Și eu sunt sigură că și români chiar vin aici să odihnesc. Și... Sunt atâtea posibilități frumoase. Râul Arceș, iată Mirela ce frumos. Râul Arceș, da. Și uite acolo, uite, se vede frumos în copensiune. Nu, nu. Uite Mirela ce sus se vede pădurea, ia uite. Uite, uite cât e de abrupt de drumul. Și drept în sus, cum poate să existe așa ceva? Cum? Cum poate să existe așa ceva? Uite, Mirela, uite, mamă, cum cresc copacii ăștia, pământ, așa și abrupt. La Germania și Franța și Italia și... E tot așa, găsesc... A, eu te mai tinc sus, e cetatea ce e, da, 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 da. Cum, cum se numește? Nu știu. Petru Rareș, nu? Ia ca, uite sus, sus Mirela dinainte cetatea, uite sus, 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 o vezi? O vezi? Ah, ai văzut-o sus? Și râul curge. Doamne, doamne, cât de frumos, doamne, mulțumesc, doamne, pentru bogăția ta, pentru frumusețea ta care ai dăruit-o. Pentru pădurea asta care a dăruit-o oamenilor, să o putem admira, să... Eu n-am mai văzut așa ceva, uite cum crește abrupt. Aici e drumul și uite, e în sus tot. Uite, parcă, doamne, parcă cade peste tine pădurea asta, nu știu cum. Mirela, uite-te, mami. Spune-mi, Mirela, tu... Mamă, dragă, gata, eu pe mine la făcă. E gata, liniștești? Da. Uite și... Mirela, mamă. Doamne, cât e de frumos. Este la Europa, tunelul e încă mai bun. Doamne, ce frumos. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne vie. Mulțumim, Valentin. Eu îți mulțumesc, Valentin. Corect, mulțumim, Valentin, tot, că el ne-a adus aici. Oameni, ce frumos! Asta e drumul și Ana Valentin, sau încă nu? Este și un drum șarpuit, nu știu cum... Este. Da, el de sus nu știu cum se vede. E extraordinar, doamne! Uite ce de frumos! M-a apucat inima, vă spun drept. Inima. Eu vreau de aici să râu și să filmez, de aici să mă uit și eu. Pe video asta eu te-o scriu. Tu-ți dai seama, uite, Mirela, uite din partea dreapta, uite înainte, Mirela. Uite că văd, văd, văd. Uitați-vă și ea ieșe. Și capul și tot m-a apucat. Parcă nu e, parcă nu e... Ți-nchipă și filme poți să filmezi. Da, Tarzan. King Kong, aici, ca cea. Uite, cât Tarzan.
sus și chestia în drum ușor. Pe acolo trebuie un noi mai tic să ajungem, dacă nu avea șansă. Ei, da. Da, da, da. Dacă nu mă... Doamne, măi, Valentin, îți mulțumim cum... Eu mulțumim lui Dumnezeu, Daniela, lui Valentin, mulțumim. Da, ce treabă de aici, după, o țavă, de aceea, nu e aici barajul și-a la sus? Nu, e, da, mă, pentru cei care trăiesc aici și au văzut asta de multe ori, cred că se leșând de râs de noi cum ne nirăm. Dar noi prima dată vedem așa ceva, înțelegeți, oameni buni, uitați-vă, e piatră, e stâncă, e și tot. Vă rog, dați-ne iertare, crezare. Acesta e lacul vidrat? Barajul. Barajul vidrat. Ah, ia ca asta e platină, ca un fel de platină sau așa. Hai să merge. Stai, Doamne, oameni buni, eu să... Nu, e o fetiță. Sunt foarte mulți, vezi? Străini vine. Slovacia, Germania. Îți închipui, vin aici să vadă frumusețile astea. Eu, Mirela lângă Valentin, lângă Valentin. Eu sunt foarte... Eu nu pot da. Vezi, Mirela, ce frumos. Ai tresărit un pic, mămic. O făcut așa la cu motocicleta. Trrr, și eu o tresări. Hai pe zi-ți lângă Valentin. Ia ce frumos. Vezi, mă. Și să iei. Valentin, filmează, filmează. Da, stai și... În treceri, da? La ce? Da, e străinii ăsta. Ce? Și cu așa mașină vine? Vreau vine? Da, la ce? Mirela, mă. Ce frumos, mă. Da, vezi ce frumos. Da, și sănătos, Valentin. Dă-o ce apă. Da, acolo era un monument, iar. Vremează și așa. Aproche. Da, uite ce apă curată. Stai, să văd că e... Stai, cum e corect. Aici. Aici. Hai că... Noi pe urmă venim, noi catare încă nu ne-am cazat. Noi n-am știut că drumul ăsta ne duce direct și la cazare. Da, și aia, tu ai știut? Drumul mai scurt? Mai scurt, noi cazându-ne am văzut, dăm tot ce trebuie. Oricum, da, vezi și aer mai rece aici. Wow, ce rece vine chiar. Uite ce aer.
cu mașina e posibil sau nu? Poate, am văzut cum să duc, dar după ce trece să pot, nu ce să pot. Poate, și înapoi. Valentin, asta pe urmă, mâine. O așa de posibil, da. Da, da, mulți ne cu mașina sau cu vin să hite. Da, uite ce apă curată, Mirela. Ia observă ce apă limpede de jos și parcă e verde albăstrie. Nu știu dacă în video se redă culoarea. Asta e ceva extraordinar. Parcă e turcoază. E foarte curat. Da, turcoaz, corect, ai spus. Verde cu albastru amestecat formează turcoaz, corect? Tare frumos, tare frumos. Doamne, mulțumim, Doamne, pentru tot ce vedem. Doamne, nu pot să cred că suntem aici. Da, noi venim, noi trebuie să ne cazăm. Noi n-am știut că venim direct. Noi încă nu ne-am cazat, am văzut am tot. Acolo, cu mașina, să ne duci ca să mai vedem și ce așa. Da, ți închip, noi nu ne-am cazat, am văzut deja tot. Și trebuia de văzut. Da, mâine ne ducem. Mâine vom sta așa mai mult. Acum trebuie să reușim să ne cazăm. Noi încă nu ne-am cazat, încă vă dați seama. Doamne, eu am emoții foarte frumoase. Un pic s-o speriat, Valentin, e, când așa l-au făcut cu motocicleta. Dar sper, Mirela, fă așa, pun, așa. Așa, omul pe o tresărit s-o spărit. Eu nu am văzut încă așa la motocicleta, sărman. Dar și nici eu n-am văzut. Da, ce că mă ați. Nu vrei să cumpărăm ceva, o apă de aici? A, da, acolo la casa, la hotel, la hotel trebuie să fie. Da. Parking? Doamne, cât străini. Sunt foarte mulți străini aici, vezi? Mulți turiști. Lacul Vidraru, da? Da. Și aici acela care e din beton, e baraj, da? Asta ca să o facă barajul ca să acumuleze apa și să nu se ducă în... Să nu se ducă în orașele. Fix cum am atunci când am fost la... La Brașov. La Mnești, așa cheamă. Ei, dacă vezi că n-au pe unde merge. Și ei se construiesc așa barajul ca apa asta să nu se ducă jos să neci casele oamenilor. Așa ne-a explicat ghidul încât de atunci țin minte. Ca să nu neci casele oamenilor, se face da. Barajul ăsta și apa asta se acumulează și se formează un lac. Uite, aici mai este o pensiune. Da, cum ne-a mers să vedem și urșa asta e. Și poți să-i vezi oricând și la zoopark, dar nu e senzația așa e când îi vezi pe drum. E altceva, știi? Altceva. Da. Chiar că mai Valentin, îți mulțumim, mai Valentin. De cum tu ai găsit și cum? Asta e cel mai frumos cadou din viața mea care va exista vreodată, așa excursie. Mirela și centura numai decât, chiar dacă nu suntem tare departe, dar oricum. Drumul ăsta urcă încă mai sus. Deci noi pensiunea noastră se află sus. Ah, am înțeles, ați văzut lacul ăsta noi. Da. Lacul ăsta, noi, e gata, tare frumos, Valea cu pești și se vede anume lacul ăsta. Gata, acum am înțeles. Cum te-ai găsit așa? Am ajuns la destinație, iată, aici suntem noi cazați. Adică am luat să ne cazăm, încă nu ne-am cazat. Valea cu pești. Mirela, ce filmează pe câine, uite cum doarme. Nu e bine aici, aici. Doarme pe drum. Aici e casa lui. Da, da.
El aici îl păzește? Hai să ducem la recepție. Tot acolo e restaurant. Este și restaurant, tot aici este. Uite când el stava în timpul nostru. N-are treabă. Da, păi e pe aici intrarea. Stai că aici e restaurant, scrie. Recepția nu e, ești precis. Să o vedem, hai să întrebăm. Ia uite recepție, bă. A, iată. Mirela, pă tu că te uite unde vii dormită. Îți place, va? Și aici nu mai Valentin, măi? Și televizor, așa. Dar piscina, măi? Piscina, Mirela, de dat piscina. Uite păsărelele repede, repede vine să încoace. Pițigoi. Pițigoi. Ce păi, pițigoi așa? A, ia uite acolo, pe acolo, pe cobor la... A, așa. Cobor, da, vom coborâ neapărat. Uite-le cum zboară în jurul nostru, asta e rai. Cap, spun, la etajul ultimului. Ei, las, că e frumos aici. Ce rai. Rai, Doamne, oameni buni, rai. Uite, mami, rândunielele, mă. Uite-le. Ele au căsuțe aici. O căsuță. Ce fac asta? Adu-o căsuță. Uite, uite, o căsuță și el zboară aici. Adu-o căsuță. Adu-o căsuță. A, uite-le, măi, eu nu pot să mă... Eu nu pot să mă... De păsările astea, nu mă pot de... A. Nu știu să văd în cameră. În video nu o să văd. Ele dansează în fața noastră. Și noi avem o căsuță, da? Da. Prima casă. Și terasă. Acum e... Acolo joacă volei, da? Da, volei. Dar nimeni nu joacă. E caldă, de asta. E caldă? Iată aici a TV bălăcitul. Da, noi aducem să mâncăm. Un pon, pare. Și acolo e Jean Mizi. Ei, nu ți-i foame. Trebuie, ți-ai stricat pofta cu chesmieții. Ce privire, știi? A, vine. Vezi și afară. Ce înăuntru? Când e iarnă aici, mai mult de aici. Afară, wow, uite-mi. Bună ziua! Ce frumos! Noi încă nici nu ne-am schimbat, nu ne-am îmbrăcat, nu ne-am băit la uniforme, nu vrem să mâncăm. Ia să vedem ce mâncăm noi azi. Mirelușa. Mirelușa ceva, cred că din piept de pui
ceva? Sau ce vrei? Sau paste vrei? Tu vrei să alegi tu, da? Hai, alegi, mama, îți dă voi, alegi tu. Uite, pulpi de pui la grătar, dezosat. Da, vrei? S-ar putea, da, da, da. Și cu o sălățică, minunat. Doamne, cât e de frumos. Paste, cu sos roșii. Vrei cu sos roșii sau cu cașcaval? Sos roșii. Este acolo așa ceva? Sos roșii și ceva cărniță, așa? Da. Pasta am... Bătută ceva, vrei? Te pui. Da, bătută. Ia să vedeți ce salată, ce iezăr ne-au adus mie. Valentin și-a comandat așa. Și eu pulpă la grătar. Așa. Și asta Mireluș și-a comandat paste cu sos de roșii cu cașcaval și șnițel de pui. Dacă și mănâncă să-l mărunțesc un pic, să-l tai, că e așa. Și tu fii atent, uite acolo. Îți plimbă. Da, acum nu, acum gata, e închis. Mâine asta, mâine. Noi venim doar să vedem. Ce frumos. Să te scalzi puțin. Știi ce rece apa e aici, Mirela? Ce munți, mă. Ce foarte rece apa. Ia-ți un pic așa să vedem. Și cum, dacă rămâne cu scăldatul ăsta? Rămâne pe mâine, rămâne. Ia uite, ce vreme. Ia uite, este piscina aici. O, piscina aici. Asta mâine, mâine, mâine. Stai numai să le pădăm, haide. Azi ne-am odihnit, mâine. Vreau să încerc să mă scal. Niciodată n-am scăzat. Doamne, Dana, așa aer nu se redă. E cauza somnului. Cât oxigen, așa? Ce e cauza somnului vostru? Dar tu n-ai dormit? Am dormit. Și nu ți-a plăcut? Nu. Nu? Că nu.